Severinul este în doliu. Adrian Căpitănescu, preotul care slujea în municipiul Drobeta Turnu Severin și care în urmă cu aproximativ o lună de zile a fost diagnosticat pozitiv cu SARS-CoV-2, s-a stins din viață. Preotul avea o formă gravă a bolii, astfel încât în ultima perioadă s-a aflat la terapie intensivă în Spitalul Municipal din Orșova. Echipa Mehei din Țiulmeu transmite sincere condoleanțe familiei. Durere mare în lumea bisericească a județului Mehei Dinți și în inimile tuturor celor care l-au cunoscut pe Adrian Căpitănescu. Preotul slujea în Drobeta Turnu Severin, iar în urmă cu aproximativ o lună de zile acesta a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 și internat în spital. Adrian Căpitănescu s-a stins din viață pe patul de spital în cursul nopții, chiar în zi sfântă de sărbătoarea Sfântul Mihail și Gavril. Acesta a avut o formă gravă a bolii, astfel încât în ultima perioadă s-a aflat la terapie intensivă intubat mecanic. A fost o luptă grea atât pentru el cât și pentru familia lui, însă virusul a fost prea puternic. Adrian Căpitănescu a murit azi noapte în spitalul din Orșova.